Pentru că sportul este foarte și foarte important, iar dragostea și plăcerea pentru sport trebuie să fie cultivată de la o vârstă fragedă. Următorul nostru invitat ne povestește despre o campanie care are acest scop de a-i face pe cei mici să se îndrăgostească de sport și, mai cu seamă, are și scopul de a le oferi echipamentele necesare pentru a putea practica sport așa cum se cuvine, în condiții sigure și în condiții care să fie și interesante. Următorul nostru invitat este Alexandru Fosa, jurnalist, autorul campaniei Sportul în începe din școală. Exact. Bun, pentru Alexandru, că te salut, mă bucur să te văd. Pentru mine este o chestie inedită să mă aflu într-un alt studio, în afară de cel unde sunt eu de obicei. Dar și să fii pe partea cealaltă. Da, exact. Nu? Eu spuneam, de multe ori merg, iată, la interviu și zic, ce așa e de greu să vorbești, două, trei cuvinte. Dar uite că am ajuns și eu să spun că am emoții. În fine, cu tine emoțiile au plecat. Da, mersi foarte mult de invitație, mersi vouă echipe pentru că v-ați conectat la această campanie. E o campanie care am gândit-o de foarte mult timp și vine din necesitatea mea pe care eu am avut-o în copilărie. Îmi aduc aminte când eu făceam fotbal și nu aveam o pereche de ghete. Aveam, dar nu erau cele care îmi doream eu. Ne duceam la educatoare, la doamne, profesoara de educație fizică și spuneam așa: doamna Oxana, vă rugăm frumos, dați-mi o minge bună. Ne dădea una cu o bolfă de asta așa îndoiet. Sau minge spartă și noi eram nevoiți să jucăm așa cum era. Și eu mi-am spus, uite, nu se poate să continuă așa. Mergând pe la filmări, am întrebat, mai aveți în școală? Unde mergeam, în sate, în localități? Aveți echipament, aveți mingi, aveți, nu știu, o masă de tenis simplă. Că noi jucam tenis când jucam cu un fel de asta, coperta de la cărți. Nu știu dacă, da, așa era. Sau dacă jucam cu palete de astea în care cei mari, în clasele mai mari, ne spuneau că voi încă să vă ajungă rândul. Adică, stai, iată că am de aici a venit. M-am gândit că o campanie mai frumoasă decât aceasta nu poate fi în școli. Așa și-am denumit-o, Sportul începe în școală. Cred că tu la fel ai aceeași părere. Absolut. De acolo o să începe educația noastră. Dacă avem un profesor bun, sigur, și dacă ni ochește și ni spune, uite, ăsta e bun la basket, ăsta e bun la fotbal. Mie nu-mi plăcea basket, mă punea cu deasâla să joc basket, pentru că eram înalt. Dar cineva m-a văzut că-s bun la fotbal. Adică și pasiunea și dragostea de acasă. Și, Alexandru, ce se va întâmpla exact în această campanie? Știu că există un concurs. Cred că asta exact, e important da, să spunem. Este acest concurs are loc. Eu am postat pe pagina mea de Facebook, Alexandru Fosa, dar și pe pagina companiei ASICS. Este vorba de o asociație non-comercială. Obștească, exact. Este vorba de asociația pentru inițiativelor comunitare și sportive, da, care este tot mai des implicată în sport și nu vedem nicio idee comercială. Ceea ce m-a bucurat, eu am venit cu idee, eu am spus, Alex, let's go, adică să începem. Avem, din păcate, un buget unde putem să ajutăm doar 10 școli din toată țara și aici este vorba de o postare, cum ai spus și tu. Ideea este foarte simplă, postezi, faci o fotografie cu școala ta. Și trebuie să spui de ce aici tu ai nevoie în școală și cine adună 10 cele mai multe like-uri din acea postare și acea cu fotografiile care vor fi postate, alea vor merge să fie ajutate. De exemplu, deja avem lideri pe la Orhei, avem pe la Iedineț, într-un sat, eu mă uitam pe hartă, unde e satul ăla? E un sat mic, dar am văzut că are un foarte mare impact. Fotografiile pot fi de oriunde, orice fel de fotografie. Fotografia școlii. Din școală. Trebuie să fie, nu contează. Orice, din școală. Poate să fie o echipă de echipa școlii, poate la basket, echipa școlii, poate la dame, șah sau nu știu ce. Important e să fie scrisă denumirea școlii. Lăsați-ne neapărat și un număr de contact. Au trecut câteva zile, o săptămână, cred că, de la lansarea campaniei și am rămas șocat să văd că avem peste 1000 de cereri. Wow. Îți dai seama acum ce e în capul meu, mă gândesc, unde, 10 cu... să legeți? Da. Imposibil. Dar vreau să spun că lăutatea bună este că din toamnă vom face o continuitate a acestei campanii, unde sperăm bugetul să nu fie de doar 100.000, dar să trecem la 1.000.000, ca să ajutăm... Doamne, mă doare sufletul când văd atâtea școli și toți acolo scriu, pozează și când o să vadă că doar 10, de fapt acolo este și scris. E menționat de la bun început. Doar 10, dar îmi sperăm în toamnă minim 50 de licee, de școli din toată țara
să le ajutăm. Poate o să scădem un pic din această sumă. Nu o să fie câte 10.000 pentru fiecare școală, dar o să fie câte 5.000. Dar vrem să facem cât mai mult. Și tare m-a bucurat, pentru că asta este o campanie pur personală, de suflet a mea. Eu chiar am vrut să o fac. Cineva îmi spunea, ce, o să mergi primul la Balatina, că ești la Balatina? Zic, nu. De aia eu rog toată lumea, cei care postează, tineri, neapărat să facă fotografii și acea fotografie să acumuleze cât mai multe like-uri, să fie totul transparent și să mergem conform graficului. Mă gândesc că trebuie să se mobilizeze tot toată satul comunitatea, ca exact să dea like-uri. Exact. Toată lumea trebuie să-și facă Facebook. Pe mine m-a sunat o directoare dintr-un sat, doamne, cât că pohărnicieni. Sașa, dar câte like-uri, că avem vreo 300, e destul, eu nu știu. Adunați tot comunitatea să fiți primii, da? Și vedem foarte multă lume, e o campanie foarte caldă și foarte frumoasă. Alexandru, dar zine, acești 10.000 de lei vor fi oferiți școlii sau veți cumpăra echipamente în valoare de 10.000 de lei? De aia și era menționat că neapărat trebuie să scriți în postare de ce anume aveți nevoie. Acolo scriu, nu e cel mai des ce văd, ce ce lipsa și mie, mingi, echipamentul pentru badminton, masă de tenis, șah, dar ce vreți? Sau dacă e nevoie de un echipament sportiv, gen tricouri. Eu nu știu dacă tu ai prins perioada, nu știu dacă ești născut în capitală sau... Da, ba da, în capitală. În capitală, nu știu, tu n-ai prins, cred, perioada în care ne duceam la competiții și jucam cu tricouri de aceeași culoare, dar diferite. Adică albastre, unul era albastru închis, deschis, pentru că nu aveam un uniform. Tu de unde ești? Glodieni, Balatina. Am înțeles. Asta e la capul lumii aproape. Da. E ok, pe malul Prutului. O zonă foarte frumoasă. Și m-a întrebat și directoarea de la noi, de la Balatina, putem să participăm? De ce nu? Cât mai mult cine adună like-uri, aia... Ah, de-aia ai zis tu mai devreme de Balatina. Exact, n-am înțeles de că tu ești de acolo. Ok. Da. Și eu nu pot să zic că este o asemenea campanie, am făcut-o și eu, pentru că în sat noi avem o echipă de fotbal și pe mine mă doare sufletul când văd că într-o comună ca a noastră sau în multe alte comuni, copiii au dorința asta de a merge să facă fotbal sau orice gen de sport, însă n-au susținerea autorităților locale. Și asta pe mine cel mai mult mă doare, pentru că se găsește bani pentru artificii, se găsește bani pentru scheme, niște artiști acolo să le cânte, să le facă masă și să nu știu ce, dar când e vorba de comunitate și sport și copii, niciodată nu se găsește. Eu mi-aduc aminte și acum, când mergeam la fotbal, autoritățile spuneau că dar noi nu avem bani să vă ducem cu microbuzul. Și noi ne duceam cu ce crezi? Cu un zil vechi, în care nu era nicio prelată în care să fie acoperit și mergeam așa, ne duceam la fotbal. Pentru că asta e pasiune, Doina. Ce copilărie interesantă. Da. Și cred că rămân undeva amintirele astea. Pot să povestesc. Dar n-ar trebui să fie așa. N-ar trebui copiii să se ducă la competiții. Sigur că așa. Nu. De aia și noi ne dorim foarte mult să aducem bucurie. Și cu siguranță atât de mult e necesar. Țara noastră are nevoie de infrastructură. Și are nevoie, iată, de aici să începem, din școală, din copilărie. Pentru că așa am început eu să joc fotbal din copilărie. Da, la tine a venit instinctiv, în mod natural, sau ai avut pe cineva de la care te-ai inspirat? De la mine. Eu, pentru că eu, ți-am spus la început, că eu când eram în liceu, eu nu aveam clasa 5-a, 6-a, 7-a, elementar, echipament de fotbal, nu îl aveam. Și croiam și noi, tăiam, făceam, cum era... Și de-aia m-am gândit, uite, hai că acum situația, eu mă gândeam că au trecut 20 de ani, 15 ani de când am terminat eu liceul, precis că e mai bine. Aha, tot așa a rămas și mai rău. Mingi nu-s, echipament nu-i și nimeni nu se interesează. Alexandru, tu ești tetic. Da. Ai grijă să transmiți dragostea pentru sport și copilului tău? Da, da. De fiecare dată când merg la fotbal, încerc cel puțin pe Robert să le iau cu mine de fiecare dată. El nu este atras de fotbal, din păcate sau din fericire, nu știu. Chiar zilele trecute, ieri, duminică, da, am jucat un meci amical cu jurnaliștii, pentru că ne pregătim de un campionat european care va avea loc la Chișinău, printre jurnaliști, l-am luat cu mine. Mă bucur de fiecare dată când văd alt tați și copiilor sunt atrași de mingi, de fotbal. Al meu așa, măi, el cu tableta. Așa-s copiii acum, dar n-ai ce le face. Poate descoperă ceva ce-i place mai târziu, știi? Un alt. Exact, exact. Alexandru, să recapitulăm. Pe pagina ta de Facebook intră lumea. Exact. Alexandru acolo, Fosa. Da, acolo este link-ul la Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportive. Pe pagina lor de Facebook faceți o poză
anume la acea postare și cât mai multe like-uri. Neapărat lăsați și un număr de telefon, lăsați unde vă putem găsi, pentru că eu, din păcate, m-am chinuit vreo două zile ca să vă găsesc, s-a întâmplat la multe licee. Și neapărat până la sfârșitul lunii mai, deja veți vedea și primele realizări și primele reportaje de acolo, din sate. Sperăm săptămâna asta să mergem deja la primele trei, pentru că avem trei lideri detașate. Este una la Iedineț, una la Orhei și una... Nu mi-aduc aminte. Țareuca. Okay. La Țareuca. Și mai avem câteva la nenii noi. Este acolo un sat. Și sperăm să ajungem în toate colțurile țării până la sfârșitul anului. Felicitări, Alexandru. Mulțumesc. Pentru o idee, inițiativă și... Mulțumesc vouă pentru că m-ați invitat. Cu mare, mare plăcere. Cu drag. Susținem orice idee, este utilă, bună și o idee care poate să dezvolte sportul. Comunitatea. Da, și pentru că dacă nu este sport, nu este nimic. Și din copilărie. Eu, dacă aș avea posibilitatea să pot face ceva mai mult pentru copii, sau dacă cineva mă întreba, Alex, dar ce ai face tu dacă ai avea bani mulți? În primul rând aș investi în copii și într-o academie, infrastructură și educație. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Sper să ne mai revedem și la finalul lunii mai. De ce nu? Te-aș putea să mergi cu mine într-o campanie, dacă îți dorești, pentru că... De ce nu? De ce nu? Mulțumesc tare mult, Alexandru. Ne mai vedem și o să te lăsăm acum să fugi. Seară frumoasă. Da, mai am ceva de făcut. Mersi.